Bună ziua și bine ați venit la un nou videoclip Unturned. Astăzi vom face un mic review la noua versiune 3.15.5.0. Să începem cu ce avem deja în inventar, adică masca de gaze, care arată destul de șmecher din unghiul ăsta, n-am testat-o încă să văd dacă merge sau nu. Bun, să continuăm, aici avem scaune și mese. Da, deci au scos scaun de plajă, mai multe mese din materiale diferite, lemn și metal. Ok. Acum să ne îndreptăm către căsuță. Pare vom începe cu geamurile. Aici avem trei tipuri de geamuri, care sunt, în primul rând, acestea două sunt rezistente la gloanțe, ceea ce vom testa imediat. Primul. Și ultimul. Bun, aici avem one-way glass, care este de asemenea rezistentă la gloanțe. Se poate vedea decât din interior. Aici avem bulletproof glass, care este doar o sticlă simplă, doar că este rezistentă la gloanțe și poate fi distrusă decât cu explozibil. Și aici avem weak glass, care poate fi spartă și cu pumnul. Trecând mai departe, avem wall-mounted flares, care sunt practic flares atașate de pereți ca să atragă zombie, cred, sau să facă lumină. Vom vedea. După aceea avem wardrobes, dulapuri din mai multe materiale, lemn, metal și lemn. Și aici avem un mic cooler unde ne putem pune băuturile și mâncarea. Vom testa și APC-ul. APC. Okay. Deci să conducem. Cum APC-ul poate să meargă și pe apă, ceea ce e șmecher. Bun, am revenit. Ceea ce aș dori să testez în continuare este modificarea pe care au adăugat-o la armele pentru depărtare, cum ar fi Grizzly-ul sau Shadowstalker-ul. Și aceea că la depărtare scopul se mișcă, chiar atunci când țineți mouse-ul nemișcat, și trebuie să apeși pe Shift, bara de aer se reîncarcă. Și bullet drop-ul, ceea ce înseamnă că trebuie să țintim mai sus decât vrem să lovim. Cum ar fi... Haideți să facem o încercare aici. Se poate vedea glonța, aparent a fost prea aproape. Dați acela. Deci, dacă este cât de cât aproape, să zicem, în 50 de metri, ar trebui să fie ok. La o depărtare mai mare, însă... Nu știu ce să zic, să vedem. Vedem pe acela. Tras prea sus. O ultimă încercare. Fix în cap. Bun. Să terminăm și cu ăștia. Și după vom merge la următorul obiectiv. Pa! Am ajuns la Scorpion 7. Putem să ne dăm jos aici și vom încerca câteva chestii noi, cum ar fi turret pe care le avem aici, sentry guns, vreți să le numiți. Vom pune câteva la intrare în caz că mă urmăresc zombie. Partea șmecheră la chestiile astea e că le poți folosi ca să ți apere baza, doar că nu funcționează tot timpul pe oameni, adică dacă oamenii țin mâinile ridicate, nu o să tragă în ei. Acum să vedem cum le punem, cred că în storage. Ups. Perfect. Așa. Și nu pot fi reîncărcate decât manual, adică să scoateți pușca și să o puneți din nou în storage. Ceea ce este cam costisitor, dar nu contează. Bun. Punem...
arma asta și acela lăsăm așa. Și ca să funcționeze au nevoie de un generator, așa că vom pune un generator aici. Așa, am așezat generatorul, am pus un blunt force aici și acum vom încerca să testăm. Aparent, unii dintre zombi lasă un fel de... ăsta ar fi un moment bun să testăm. Wow, one shot. Ok, mergem să explorăm. E liber. Ce avem aici? Un Viper. Astea sunt unulețele mele. Să le vedem în acțiune. Aparent am curățat majoritatea zombilor din zona asta. Și cam atât ar fi pentru acest update. Aici este un zombie acolo, să vedem dacă îl putem lua. Gata, terminat. Și vă aștept citata viitoare la următorul videoclip. La revedere!